atentă, tu dacă mai apare așa, pe bune, nu e ok, mă, nu e ok, bă, nu. De ce ai venit așa în colanții ăștia și cu trupul ăsta? Pentru că astăzi să fac puțin mișto așa de jobul meu, de meseria mea. Bă, dar faci mișto de mine, în primul rând. Te aștept la mine la sală, vai, așa să faci mișto de mine, sunt în colanții. Te aștept cu mare drag. Noi antrenori suntem și antrenori, suntem și terapeuți, psihologi, cei mai buni prieteni. Suntem tot pentru clienții noștri. M-ai făcut neagră de supărare acum, sunt pământ. De ce, mă, Ilona? Pământ, mă, sunt. De ce? Păi și eu fac fitness de dimineață când mă trezesc. Așa. Și nu se vede, frate, nu știu, la tine cum de stătare. Schimbă antrenorul. Păi n-am antrenor, fac de capul meu. Asta, schimbă capul. Da, și cum? Ce legătură este între stand-up și sport? Ambele ard calorii. Aș spune eu. Arăs foarte bine. Da, un bărbat, ca să fie bărbat, câte flotări trebuie să facă? Ca să fie bărbat, da. Bărbat, zero flotări, atâta portofelul. Corect. Bravo, Nele. Mi se pare normal, frate, ce atâtea flotări. Hai, mă, puțin. Consider o persoană cu mult umor? Negru. Umor negru. Da, și îmi place să fac mișto despre mine, cu mine. Acum că alții nu mă înțeleg, e problema.